Bine v-am regăsit! Suntem din nou la Cronicile Astrale și astăzi avem foarte multă treabă, pentru că rubrica inițială, o să vedeți, este destul de elaborată și abia apoi ne facem timp pentru analiza săptămânii și pentru horoscopul celor 12 zodii. Introducerea de astăzi am decis să fie compartimentată în trei părți, pentru că astăzi ne-am propus să facem o abordare holistică și să integrăm astrologia într-un cerc mai larg al disciplinelor cunoașterii, al disciplinelor spirituale, așa că vom avea un prim subcapitol de numerologie, urmat de o a doua parte de astrologie chinezească și de o a treia parte care ne întoarce la matcă și la tipul de astrologie pe care îl practicăm noi, cel european. Dar înainte de a începe, vreau să vă spun că m-a făcut cineva misogin. Așa că dacă doriți să participați în continuare, chiar și cu această remarcă, eu vă mulțumesc că sunteți alături. Așa că hai să începem. V-am spus că începem cu o rubrică de numerologie, pentru că, sincer să fiu, eu nu știu de unde le scoateți. Mă adresez acum colegilor care practică numerologia sau pasionaților de numerologie care au apărut pe piață cu foarte multe comentarii pozitive, exuberante, idealiste despre configurația de multiplu de 2 care ne paște în luna a doua a anului 2022. Și am avut data de 2 a doua, vom avea și data de 22 a doua 2022 și bineînțeles că între 20 și 28 februarie, anul acesta nu e ambisec, deci vom avea până pe 28 februarie, încă un 2 în plus în calendar. S-au grăbit idealiștii să anunțe un portal energetic care promite ceva extraordinar, nemaipomenit, nemai văzut, nemai întâmplat. Un portal energetic care promite armonie, dragoste, bani. Sincer, m-am luat cu mâinile de cap citind foarte multe analize, multe dintre ele traduceri de prin site-uri internaționale. Noroc că n-am păr. Când m-am luat cu mâinile de cap, mi-am revenit repede la o stare echilibrată. Așa că vă invit și pe voi să ne întoarcem puțin la realitate și să abordăm filozofia aceasta a numărului 2 dintr-o perspectivă cât se poate de pragmatică, pentru că numărul 2 nu are legătură cu dragostea, nu are legătură neapărat cu banii, nu are legătură cu expansiunea și cu succesul, cu curajul, așa cum trâmbițează foarte mulți autori apăruți probabil de pe altă planetă, că pe planeta asta lucrurile stau altfel. Numărul 2 este numărul părintelui, este numărul mamei, este numărul familiei, este un număr feminin, număr de apă. Să vedem simetria cu anul chinezesc, astrologic, care a început, tot an de apă. Și este un număr care într-adevăr promite foarte multe, dar nu dintre cele despre care am citit. Așa că am simțit nevoia să fac și eu o analiză. Dacă doriți, puteți să o căutați pe blog la mine, despre ce înseamnă această invazie de 2, această epidemie a numărului 2. 2-ul este un număr care, în primul rând, ține de deblocarea subconștientului. Așa că în luna februarie anului 2022 este mai degrabă de așteptat să nu avem stare, să nu avem liniște sau să experimentăm niște situații fiziologice care să ne pună pe gânduri cu diferite simptome care de fapt nu au legătură cu o cauză reală. De exemplu, unii s-ar putea trezi că strănută, că tușesc și să meargă compulsiv să-și facă un test anticovid. Luna aceasta lucrurile o iau razna din punctul de vedere al trăirilor noastre personale, pentru că există un tumult interior care dă să se reverse, dă să iasă la suprafață.
această revărsare de emoții care este specifică numărului 2 are drept cauză atât conținutul acesta reprimat interior, fricile despre care n-am vorbit, cuvintele nespuse, ceea ce am ținut în noi, cum se spune, cât și niște mesaje care ne vin din trecut. Este vorba despre clarificări pe care le promite numărul 2 asupra locului și rolului oamenilor în viața noastră. E vorba despre oamenii dragi, este vorba în primul rând despre membrii familiei și este vorba în al doilea rând despre oamenii pe care îi considerăm ca făcând parte din familia noastră. Și să nu uităm că mergând într-un cadru mai general, astrologic, a intrat nodul sud în Scorpion, care promite foarte multă mizerie supreși pe care începem să o vedem. Cam așa se întâmplă și în luna februarie sau mai cu seamă în luna februarie. Vedem diferite manifestări pe care nu le-am fi intuit. Foarte mulți oameni ne surprind, foarte mulți oameni își dau rama pe față și iată că este o oportunitate pe care numărul 2 ne-o aduce în prim plan de a face o selecție naturală a relațiilor. Încă o dată, mesajele acestea pe care ni le transmite numărul 2 au legătură cu profunzimile ființei noastre care ajung să manifeste, uneori într-o formă agresivă sau furioasă, ieșiri necontrolate și, în al doilea rând, au legătură cu relațiile de familie și cu așezarea mai ales a raportului dintre părinți și copii. În luna februarie, deci în luna a doua anului 2022, mai ales în zilele care conțin cifra 2, izbucnirile emoționale sunt previzibile. Deci unde este succesul anunțat, unde sunt banii, unde este triumful, când de fapt doiul vorbește despre relația cu noi, despre relația cu cei apropiați, despre nevoia de a închide din trecut situații pe care nu le-am elucidat la timp, de a elimina din viața noastră aspecte care nu ne mai reprezintă și de a recunoaște față de noi înșine anumite minciuni sau anumite neadevăruri pe care am preferat să ni le spunem. Numărul 2 este cel care ne arată falimentul prea multei bunăvoințe. Așadar, în luna februarie, în luna a doua anului 2022, mai ales în zilele care conțin de asemenea cifra 2, s-ar putea să ne trezim că suferim sau că luăm țeapă sau că ne schimbăm punctul de vedere, ne schimbăm o atitudine față de anumite persoane pentru că ne lovim de ceea ce considerăm că este nedreptate, incorectitudine, lipsă de recunoștință. Deci numărul 2 este cel care ne anunță că în relațiile cu cei apropiați schimbăm foaia dacă este cazul. Și ca să nu fim fataliști și să avem impresia că numărul 2 anunță doar evenimente nefavorabile, să vorbim și despre faptul că numărul 2 anunță o creștere a nevoii noastre de a avea grijă în primul rând de noi. Numărul 2 ne aduce aminte că foarte mult timp am rămas pe locul al doilea. Așa că numărul 2 vine să ne arate că și noi contăm, și noi suntem importanți, mai ales cei care au trăit mai mult pentru binele altora, pentru binele familiei, după principiul să nu supărăm pe nimeni și toată lumea să fie mulțumită. Deci toți cei care au avut în sistemul lor de valori aceste principii, tome să fie bine, treacă de la mine, lasă să-l ajut, că trebuie să-l ajute și pe el cineva, n-are cine să-l ajute, așa că mă ofer eu voluntar. Și toți cei care au funcționat în baza acestor principii obosesc și își dau seama că ori greșesc,
ori sunt în punctul în care nu înțeleg de ce ar continua în acest fel. Numărul 2, iată, ne ajută să ne conștientizăm emoțiile, ne ajută chiar să le și manifestăm, ne ajută să facem ordine în relațiile de suflet și ne ajută să avem grijă și de noi. Iar acest concept de grijă sau de protecție face tranziția între analiza acestui ansamblu, acestui multiplu de 2 din punct de vedere numerologic și anul nou chinezesc, care știm că a început pe data de 1 februarie, l-am menționat și am promis că vom reveni cu câteva informații, iată o facem acum, pentru că anul nou chinezesc este anul tigrului. Anul tigrului durează de pe 1 februarie 2022 până pe 21 ianuarie 2023. Este un an al tigrului de apă. Tigrul de apă se repetă la 60 de ani, deci toți cei care sunt, care anul acesta împlinesc 60 de ani și sunt tigri la naștere, încheie un ciclu de viață. Știm că la fiecare element se repetă la 12 ani, iar fiecare element la 12 ani are o altă fază, pentru că sunt 5 fiecare zodie, iertați-mă, la fiecare 12 ani are o altă fază. Așa că 12 zodii mulțit cu 5 elemente sau 5 faze înseamnă 60 de ani. Deci la 60 de ani fiecare dintre noi are un sfârșit de ciclu. Își încununează cumva existența și trebuie să-și facă un bilanț. Anul acesta este anul tigrilor și este anul tigrilor de apă. Deci toți tigrii sunt puși în situația de a face evaluări. Tigru înseamnă 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 98, 2010 și iată 2022. În anul tigrului, bineînțeles că avantajul este de partea acelor zodii, partea celor născuți în zodiile prietene tigrului. Așa că anul acesta este vorba despre cai și este vorba despre câini. Calul și câinele fac parte din triunghiul de zodii compatibile cu tigrul. De asemenea, să mai vorbim despre beneficitatea acestui an al tigrului de apă pentru cei născuți în anul mistrețului sau al porcului, pentru că porcul sau mistrețul este prietenul secret al tigrului. Mai multe detalii, sigur, vă pot oferi specialiștii în astrologie chineză care disecă foarte mult lucrurile. Eu mă limitez la considerente generale, pentru că astrologia chineză nu este nici domeniul meu de interes, nici domeniul meu de specialitate. Însă, ca să citez un specialist, vă spun de la Marian Golea, pe care îl și salut, deci mai multe detalii de la el despre anul tigrului și de la Anca Dimancea. Eu știu că într-un an al unui animal, din punctul de vedere nu doar al sănătății, ci și al stării generale mai precare, o duc cei care au stâlpul orei, deci ascendentul, cum, ca să facem o corespondență, în semnul tigrului. Deci cei care au tigrul în ascendent, deci în stâlpul orei, cei care sunt născuți la ora tigrului, s-ar putea să fie nevoiți să își facă niște investigații medicale sau să experimenteze o stare generală în scădere. Deci ei sunt mai puțin avantajați și aflăm și care sunt aceștia. Gândiți-vă că tigrul vânează între 3 și 5 dimineața. Deci cei născuți între orele 3 și 5 ale dimineții, anul acesta e bine să ia seama la starea de sănătate, la condiția lor generală.
și să facă lucrurile cu mai multă măsură și mai multă precauție decât de obicei, mai ales că tigrul nu este un animal al precauției. Schimbarea anului nou, schimbarea anului chinezesc ne pune pe toți în poziția de a manifesta anumite trăsături de personalitate ale cadrului general. Așa că cu toții punem pe noi o blană de tigru în 2022. Tigrul, după cum spuneam, nu este recunoscut pentru prudență, dimpotrivă, este un animal al exceselor, este un animal al curajului, este un animal de luptă, așa că foarte mulți vor avea tendința de a da năvală, de a se bate în piept pentru drepturile lor, așa că este un an destul de vocal. Iată, avem manifestații, avem demonstrații, avem ieșiri în stradă ale reprezentanților unor caste profesionale. Este un an activ. Activitatea este profilul de bază al tigrului. El nu așteaptă, el nu are răbdare, el doar stă la pândă, întotdeauna pregătit să atace. Curajul însă, de foarte multe ori la tigru, se transformă în nerăbdare, așa că nu este un an benefic pentru cei nerăbdători. Anul acesta suntem predispuși la impulsivitate, la gesturi necugetate și la lucruri pe care nu le mai putem îndrepta după ce le-am stricat. Așa că tigrul, după ce te-a zgâriat cu laba, s-ar putea să fie greu de iertat. Așadar, anul acesta s-ar putea să fie un an al separărilor în relații din cauza unor gesturi impulsive peste care nu putem trece. Deci totul se tranșează și după asocierile pe care le putem face cu prezența lui Saturn în Vărsător într-un mod categoric, spontan și irreversibil. Adică ceea ce se întâmplă într-un mod foarte grav s-ar putea să nu mai fie reparat. De asemenea, trebuie să mai punctăm faptul că anul acesta este un an care predispune la foarte multe accidente din cauza lipsei instinctului de autoconservare. Așadar, tigrul este cel care stă la pândă să vadă cum se rostogolesc toți teribiliștii, cum se dau cu mașinile peste cap, cum fac tot felul de sporturi extreme pentru care nu sunt pregătiți. Deci, iată și categoriile care au foarte mult de suferit anul acesta, vitezomanii, teribiliștii și amatorii de sporturi extreme. Tigrul stă la pândă să îi înghită pe toți cei care sunt extrem de mândri și care sunt absolut convinși că lor nu li se poate întâmpla nimic. Știți oamenii aceia care, de exemplu, nu știu, merg pe sârmă, se cațără pe pereți și spun, eu sunt expert, mie nu mi se întâmplă. Ei bine, s-ar putea anul acesta să se întâmple pentru că tigrul taxează foarte mult mândria. Persoanele mândre, de asemenea, pe lângă faptul că sunt extrem de antipatice în anul 2022 și își rarefiază foarte mult anturajul, pentru că nu prea putem să stăm foarte mult anul acesta în preajma oamenilor care doar se umflă în pene, se expun, iată, și unor pericole fizice, pericol de boală, risc de deces chiar. Deci nu este un an în care să stăm liniștiți că putem să facem nebunii fără să fim taxați. Dimpotrivă, tigrul este un animal greu de înțeles, este un animal imprevizibil, așa că avem cu toții un grad înalt de imprevizibilitate anul acesta, iar evenimentele ni se pot întâmpla în forme extreme. Astăzi se întâmplă ceva și mâine totul se dă peste cap. Seara știai că urmează să mergi undeva, iar a doua zi, surpriză, nu mai este cazul sau te trezești că te duci în cu totul altă parte. O altă zonă de interes pentru tigru este și pentru noi toți este relația cu autoritatea și cu autoritățile. Pentru că tigrul este un animal autoritar, așa că o să vedem
cum fiecare dintre noi simte nevoia anul acesta să fie șef pe tarlaua lui, să își etaleze autoritatea asupra altora, să le demonstreze celorlalți cine este el. Numai că sunt din nou foarte vulnerabili cei care nu ascultă și sunt extrem de încăpățânați, pentru că singura lor treabă este să conteste autoritatea. Ca să te pui în locul autorității, trebuie să fii bazat, trebuie să ai bază. Trebuie în primul rând să înțelegi care sunt responsabilitățile poziției de autoritate. Așa că anul acesta s-ar putea să vedem cum clachează foarte mulți oameni care și-au dorit o poziție de autoritate, care nu și-au apreciat șefii pe care i-au avut, care au contestat toate autoritățile cu care au avut de-a face până acum, iar ei, odată ajuns și în fotoliul de autoritate, își dau seama că nu se descurcă sau că exigențele sunt altele. Deci foarte multe lecții vin pe linie de autoritate anul acesta. Așa că trebuie să avem grijă ce ne dorim și trebuie să avem grijă să nu judecăm oameni pe care nu-i înțelegem într-o anumită poziție, pentru că s-ar putea să ajungem în locul lor și s-ar putea să eșuăm mai lamentabil decât ei. Deci iată care sunt contraindicațiile, ca să recapitulăm, pentru anul tigrului de apă: expunerea la riscuri, la pericole, joaca cu viața și cu moartea, nerăbdarea, încăpățânarea, neascultarea și, în esență, vorbim despre indisciplină. Tigrul ne cere disciplină, ne cere răbdare. Dacă tigrul vânează prada și se aruncă prea repede, s-ar putea să o sperie. Așa că anul acesta nimic nu obținem dacă ne grăbim și nimic nu obținem dacă nu lucrăm cu metodă, dacă nu suntem disciplinați și organizați. Cei care fac lucrurile de capul lor, cei care sfidează, cei care nu suportă să li se spună ce să facă, cei care fac doar după capul lor, cei care nu comunică, cei care merg doar după interesele personale, nu înaintează foarte mult anul acesta, mai ales că este un an de apă, iar apa, ca element, are două coordonate principale: comunicarea și relațiile. Așadar, anul acesta, iată și care este cheia succesului: să comunicăm, de să vorbim, să transmitem informația. Comunicarea se poate face de cele mai multe ori, dat fiind și acest exces al numărului 2, 2022. Se poate face mai degrabă la nivel emoțional, pentru că anul acesta emoțiile guvernează logica și suntem predispuși mai degrabă să luăm decizii cu simțămintele noastre și mai puțin cu logica și cu argumentele raționale. Iar, per total, suntem într-un an în care este nevoie să conștientizăm că nu suntem singuri, că depindem de alții și că facem parte dintr-o rețea. Anul 2022 ne arată cât de importantă este interdependența, cât de important este să colaborăm cu alții, și Saturnul Vărsător ne reamintește cât de important este să îi tratăm pe ceilalți pe picior de egalitate. Așa că, dacă punem cap la cap informația din astrologie europeană, din numerologie și din astrologia chinezească, aș dori să scot în evidență o concluzie. Aveți grijă cum vă purtați cu ceilalți, pentru că nu se știe de cine veți avea nevoie. Aici cunoaștem acel banc care zice: poartă-te frumos cu corigentul clasei, că peste 10 ani s-ar putea să-ți devină șef. Nu este departe de adevăr această zicală. Anul acesta s-ar putea să avem de-a face cu oameni pe care îi regăsim într-o poziție de autoritate și pe care în trecut i-am întâlnit într-o altă ipostază sau pe care i-am desconsiderat ori i-am subestimat. Și anul acesta, iată că tigrul s-ar putea, împreună cu numărul 2 și împreună cu Saturn din Vărsător, s-ar putea, iată, e o conspirație universală, s-ar putea să
ne întâlnim exact cu acei oameni cu care niciodată n-am fi crezut că vom avea de a face, pe care niciodată nu i-am fi văzut ocupând un post, o poziție. Și cu toate acestea, te trezești cu el în față, te trezești cu el pe scaun și te trezești că tu ești la mâna lui. Deci atenție foarte mare să nu ajungeți la mâna celor pe care altă dată i-ați umilit, i-ați subestimat sau i-ați exclus, pentru că s-ar putea să avem o problemă. Houston, we've got a problem. Cum a zis și misiunea Apollo 11. Așa că mândria nu face bine la relații, nu face bine nici la sănătate. Sistemul cardio-respirator este în continuare solicitat anul acesta și probabil vor exista foarte multe turbulențe medicale pe zona cardio și pe zona neuro. Deci neurologia și cardiologia sunt domenii foarte la mare căutare pe piața medicală. De altfel și știm că pe fond de stres, adică de la nervi, ne crește tensiune. Deci atât legătura între cardiologie și neurologie, între sistemul nervos și inimă. Al treilea aspect al rubricii introductive de astăzi, am promis că ne duce înapoi în astrologia europeană, după ce am trecut prin numerologie și prin astrologia chinezească. Așadar, al treilea aspect se referă la o configurație amplă pe care o avem de regulă în fiecare an pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă în care ne aflăm acum. Pe data de 4 februarie știm că Mercur și-a reluat mersul direct în semnul Capricornului. Pe data de 14, el de altfel va trece înapoi în Vărsător. Numai că până pe data de 29 aprilie este denotat faptul că nu mai avem planete retrograde. Deci, iată că intervalul despre care vreau să vă vorbesc acum cu un semn al exclamării în față, 4 februarie, 29 aprilie, este acea perioadă din anul 2022 când toate planetele se află în mers direct. Recapitulez ceva ce am scris sau ceva ce am povestit cu alte circumstanțe de fiecare dată când avem parte de acest tranzit, de această ordine firească și de această direcție normală a tuturor planetelor pe cer. Și anume, trebuie să punctăm că, în primul rând, este vorba despre sentimentul general de eliberare și de necondiționare. Planetele retrograde întotdeauna, să reținem că ne condiționează, ne impun limite, ne aduc situații nerezolvate din urmă, ne aduc în fața unor schimbări la care trebuie să ne adaptăm. Ne aduc în fața unui fapt împlinit. Când planetele sunt în mers direct, influența exterioară asupra noastră este mai redusă. Așa că avem sentimentul între 4 februarie și 29 aprilie că lucrurile depind de noi, că lucrurile se așează pe un făgaș normal și că revenim la o respirație mai normală. Această revenire la o respirație mai normală puteți să o luați atât metaforic cât și în sensul propriu, pentru că este posibil ca inclusiv în ceea ce privește restricțiile medicale să vorbim despre niște măsuri care să fie mai relaxate. Departe de noi ideea că se termină pandemia și că Organizația Mondială a Sănătății zice gata, se fini, am înfrânt. Nu se pune problema despre așa ceva, ci despre faptul că lucrurile țin de noi.
Nu în sensul în care suntem pe compropriu și nu avem spatele acoperit, ci în sensul în care putem să ne câștigăm mai multă autonomie, avem mai multă libertate de mișcare și mai multă libertate de a ne afirma în direcțiile pe care le dorim. Între 4 februarie și 29 aprilie putem să dispunem mai bine de timpul nostru, putem să luăm niște decizii care să ne dea mai multă libertate și putem să ne preocupăm de ceea ce ne interesează cu adevărat. De asemenea, putem obține mai ușor ceea ce ne dorim. Asta înseamnă că atragem oamenii de care avem nevoie, avem parte de mai multă bunăvoință și avem sentimentul că se termină o epocă de stagnare și dăm înainte. Ideea aceasta de succes, de împlinire, de autorealizare este de actualitate câtă vreme planetele sunt în mers direct, mai ales că, iată, luna a doua a anului 2022 ne ajută în primul rând să facem curățenie. Deci în februarie să spunem că încă avem de făcut teme, încă avem de cunoscut adevărata fața oamenilor, încă avem de exprimat niște emoții, încă avem de transmis ceea ce n-am reușit să comunicăm până acum, după care în lunile martie și aprilie avem toate șansele să ni se deschidă sau să ne deschidem acele drumuri care simțim noi că ne reprezintă cu adevărat. Așa că, iată, veștile bune, la modul general, sunt de natura exprimării de sine, pentru că contextul astrologic până pe 29 aprilie concordă cu dorințele și cu idealurile noastre, astfel încât noi să putem să ne simțim integrați acolo unde ne aflăm sau să ne simțim mulțumiți de întorsătura pe care o iau lucrurile. Încheiem această bulă introductivă, această sinteză pe care am conceput-o pentru astăzi, trecând prin conexiunile cu numerologia, cu astrologia chinezească și cu această fereastră, acest portal, cum vă spuneam că am citit, acest portal de planete mers direct până pe 29 aprilie și ca să înțelegem ansamblul, am vrut neapărat să punctez defalcat cele trei analize ca să înțelegem că într-un final concluzia este aceeași și că disciplinele spirituale, științele acestea intuitive, iată, am avut de-a face cu trei dintre ele, cu numerologia, astrologie chinezească, astrologie europeană, sunt complementare. Aduc clarificări, aduc informații complementare, ele nu se bat cap în cap și în niciun caz nu se contrazic sau nu ne induc în eroare. Dar pentru asta este nevoie de o viziune de ansamblu care să urmărească intenționat informația comună. Iar cine are ochi de văzut o să vadă, cine înțelege o să înțeleagă, cine este de la credință, bineînțeles că oricât ai încercat să explici, tot va considera că una dintre aceste discipline este mai bună decât cealaltă. Nu există așa ceva. Lucrurile nu trebuie puse în termen de concurență. Astrologia europeană nu e mai bună decât astrologia chinezească, care la rândul ei nu e mai bună decât numerologia. Fiecare dintre aceste forme de cunoaștere aduce înțelesuri, aduce conectare cu sinele, aduce creștere personală. Iar dacă mai știm și câte puțin din toate, avem și un sentiment de atot cuprindere și de întregire. Așa că, pe finalul primei părți a întâlnirii noastre, vă urez să fiți întregi. Pentru că suntem întregi, trecem la a doua parte a întâlnirii de astăzi, pentru că, iată, trebuie să coborâm de la general la particular, iată, de la întreg la parte. Și ne oprim punctual la săptămâna 7-13 februarie, care este o săptămână destul de, nu vom spune banală, ci destul de fluentă în ecuația astrologică generală, pentru că săptămâna aceasta nu avem mari zguduiri pe cerul zodiacal.
Nu avem ingresuri, adică nu există nicio planetă care să treacă dintr-un semn într-altul, firește, exceptând Luna, care știm că stă câte 2 zile și jumătate într-o zodie. Dar per ansamblu este săptămâna care consfințește acest mers direct al planetelor, deci toate planetele pe cer, toate cele 10 planete principale de pe cer sunt mers direct. Și punctual se produc 2 trigoane notabile și o conjuncție. Cele 2 trigoane sunt benefice, este deja pleonasm, să spunem, sunt binevenite din mai multe puncte de vedere. Este vorba despre trigoanele pe care le fac planetele din Capricorn cu planetele din Taur. Avem pe data de 8 februarie un trigon între Marte și Uranus, iar pe data de 12 februarie avem un trigon între Mercur și Destin și Nodul Nord. Automat, dacă avem un trigon între Mercur și Nodul Nord, vom avea și un sextil între Mercur și Nodul Sud. Aspecte benefice care vorbesc despre materializare, despre pragmatism și despre capacitatea de a avea intuiții fenomenale legate de bani și legate de acțiune. În săptămâna 7-13 februarie, mintea noastră revine la normal. Gândiți-vă că suntem după săptămâni întregi, haideți să spunem după vreo 2 luni de zile, din decembrie încoace, în care am tot fost prinși într-o menghină a retrogradărilor. Nu era destul că a fost Venus retrogradă, i-a urmat Mercur retrograd. Acum, în sfârșit, simțim că se liniștesc apele, așa că în săptămâna 7-13 februarie este în sfârșit înțelept să luăm decizii. Avem în sfârșit toate detaliile. În sfârșit știm pe ce ne bazăm. Știm despre ce este vorba. Săptămâna 7-13 februarie este o săptămână a redresării. Acesta ar putea să fie titlul acestei săptămâni. Este o săptămână a reînvierii pentru unii, a renașterii și a încrederii. Prindem încredere. Mai ales că aceste trigoane dintre planetele aflate în semnele Capricornului și Taurului ne ajută să avem idei care pot fi puse în practică. Deci, în sfârșit, putem găsi o cale de acțiune corectă. În sfârșit, ceea ce vrem ni se și întâmplă și, în sfârșit, știm cum să facem lucrurile. Este o săptămână, cum s-ar spune în terminologie de business sau în limba engleză, este o săptămână a know-how-ului. Este o săptămână, ca să mergem în franceză, a lui savoir-faire, a ști să faci. Deci, săptămâna aceasta, pur și simplu, știm ce să facem, știm cum să facem și mai ales știm cu cine să facem. Claritatea pe care o avem este urmată de acțiune. Vă reamintesc, este Marte la lucru, în Capricorn, în exaltare, în quadratură cu Uranus. Așa că nici nu trebuie să stăm mult pe gânduri. Dacă ne vine o idee sau ne vine un impuls constructiv, bineînțeles, de a face ceva, e bine să acționăm pe loc. Dacă ne-a venit în cap o persoană, atunci trebuie să punem mâna pe telefon, să o sunăm. Ne-a trecut prin cap aseară, înainte de culcare, să luăm legătura cu cineva, ia să-i scriem noi un mail. Este o săptămână în care trebuie să facem solicitări, în care trebuie să acționăm. Iată și tigrul care a început să ne guverneze din punctul de vedere al anului chinezesc, ne recomandă același lucru. Acționați, nu stați pasivi și încercați-vă norocul. Deci săptămâna 7-13 februarie, asta ne recomandă, să ne jucăm așa din mânecă și, cum se zice în popor, să întrebăm pentru că nu ne doare gura sau să încercăm pentru că n-avem nimic de pierdut. După cum ni se și spune, la magazin, dar probați, doamnă, sau probați, domnule, pentru că probatul este gratis. Dar după cum a venit o prietenă în vizită și vorbeam despre o casă care este de vânzare, nici nu se punea problema să o cumpere vreunul dintre noi, și a venit cu ideea, hai să mergem să o vedem.
Păi de ce să mergem să o vedem? Pur și simplu. Așa că vizionarea este gratis. Deci cam acesta este registrul săptămânii 7-13 februarie. Ne vom da seama că nu strică să facem anumite lucruri sau că s-ar putea ca șansa să ne surâdă uneori din senin. Pe principiul, victoria este întotdeauna a celor curajoși. Pe lângă aceste trigoane, stăm și sub semnul unui aspect mai delicat, mai tensionat, de mai mare profunzime. Este vorba despre un aspect care însă se repetă, nu este nou, s-a întâmplat și în ultimele săptămâni. Este de fapt a treia oară și ultima acum la tranziția dintre anii 2021 și 2022 când se întâmplă. E vorba despre reîntâlnirea dintre Mercur și Pluto în semnul Capricornului, de data aceasta cu Mercur în mers direct. Mercur a fost pe ultimele grade din Capricorn, a făcut conjuncție cu Pluto, a trecut în Vărsător, s-a întors, a fost retrograd și din nou s-a întâlnit cu Pluto și iată avem a treia conjuncție Mercur-Pluto în Capricorn. Conjuncția aceasta arată foarte multă aplecare spre subiectele mai întunecate. Adică suntem preocupați de subiecte de discuție macabre, de subiecte de discuție legate de boală, legate de eșec, legate de răul altora. Așa că în săptămâna 7-13 februarie avem o parte de intrigă care ne acaparează și o nevoie de a coborî puțin în subconștient și de a ne ocupa de subiecte, să spunem, mai sordide sau mai puțin luminoase. Dar ce ne interesează este că în săptămâna 7-13 februarie ne comportăm ca niște detectivi. Vedem tot ce mișcă, vedem ce este în neregulă, exprimăm ceea ce nu ne convine, așa că în săptămâna aceasta crește capacitatea noastră de a fi asertivi, dar adevărat, conjuncția Mercur-Pluto ne face pe alocuri și mai acizi, mai sarcastici, mai agresivi în limbaj, pentru că suntem chiar mai intoleranți, nu prea putem să trecem cu vederea orice, nu prea putem să ținem în noi, mai ales că am și spus, sub imperiul acestui 2 care se multiplică aproape spre infinit în 2022, nu prea putem să ne conținem emoțiile. Așa că dăm pe din afară și comunicarea nu este întotdeauna cea mai dulce. Deși se spune că vorba dulce mult aduce, în săptămâna 7-13 februarie nu prea e așa, pentru că nu prea avem vorbă dulce. Dar conjuncția aceasta Mercur-Pluto o să vedem că avantajează foarte mulți nativi ai unor zodii, întrucât ea îi pune în valoare mai ales pe cei care se află în situația de a-i convinge pe alții sau de a vorbi mult. Conjuncția aceasta indică profesori foarte buni, scriitori de succes, oratori excepționali cu darul de a-i convinge pe alții. Deci conjuncția aceasta Mercur-Pluto îi avantajează pe toți cei care au influență asupra altora. De asemenea, cu toții avem tendința de a ne explora subconștientul, de a căuta în adâncuri, de a ne recunoaște anumite emoții pe care am încercat să le ascundem, de a recunoaște că deci avem capacitatea de a recunoaște că poate nu am iertat complet pe cineva, cum susținem, sau că viața noastră nu a fost complet roz, după cum am lăsat noi să se vadă, pentru că această conjuncție sapă în interiorul nostru și ne conduce la rădăcina unor lucruri pe care nu mai putem să le negăm. La fel cum face și acest multiplu de 2 numerologic. Așa că s-ar putea ca mulți dintre noi să exploreze părțile mai întunecate, părțile mai puțin plăcute ale propriei personalități, ale unor relații, să discute despre ceea ce deranjează, despre ceea ce este problematic, pentru a ajunge la o concluzie. Este o săptămână care nu are nicio legătură cu superficialitatea, ci cu acțiunea și materializarea pe de o parte, după cum am vorbit despre trigoane, iar pe de altă parte cu profunzimea, cu explorarea și cu coborârea în niște emoții
care au nevoie să fie scoase la suprafață. Și ca să mergem și mai mult în analiză, să trecem de la întreg la parte și la subparte, am ajuns și la cele 12 zodii. Așa că este timpul să ne ocupăm de semnul berbecului. Berbecii săptămâna aceasta sunt foarte bine aspectați, mai ales datorită trigonului pe care stăpânul lor, Marte, îl face cu Uranus din Taur. La berbeci se pune problema unor inițiative personale, se pune problema unor acțiuni în forță care au darul de a-i zgudui inclusiv pe șefi. Berbecii au o poziție de forță. Săptămâna aceasta ei chiar este indicat să-și ceară drepturile. Ei sunt foarte vocali, sunt sindicaliști. Soarele este învărsător lângă Saturn, așa că ei pot să fie lideri de sindicat foarte buni. Ei apără interesele comune și luptă foarte mult pentru drepturile altora. Este o săptămână în care berbecii fac pe avocații. Dacă sunt și avocați, deja succesul este garantat. În orice caz, berbecii sunt extrem de argumentativi, ei demonstrează negru pe alb cum stă treaba și foarte greu pot să fie contestați, combătuți, demontați în credințele și în dovezile lor. Mai mult de atât, berbecii pot să își reclame niște drepturi și să corecteze niște nedreptăți. Este o săptămână în care ei chiar e bine să își ceară ceea ce este al lor. De exemplu, să ceară niște sporuri, să ceară niște bani care i s-au refuzat, să ceară un salariu mai mare. Repet, este vorba nu despre ceva ce berbecul își dorește pentru el într-un mod necuvenit, ci este vorba despre recuperarea unor datorii, despre o dreptate care trebuie să se facă și pentru care berbecul lucrează în mod activ. E bine să nu ne punem cu berbecii și să încercăm să-i manipulăm, pentru că ei sunt foarte greu de manipulat, aproape imposibil de manipulat, și ei simt foarte ușor încercările celorlalți de șantaj emoțional. Așa că, Doamne ferește, să te pui cu un berbec și să încerci să îi apeși un buton sensibil, pentru că berbecul se va declanșa, poate face chiar o criză de furie și își va aduce aminte de la Adam și Eva toate datoriile pe care le ai la el și tot ceea ce ai păcătuit față de el. Deci este o săptămână în care berbecii în relația cu oricine scot dosarul. Așa că, Doamne ferește, să fie berbecul călcat pe coadă, pentru că indiferent că e vorba despre relații personale, despre relații între vecini, relații de prietenie sau relații profesionale, berbecii spun tot și lasă vulcanul să erupă. Nu mai tolerează nimic, ei trebuie să facă curățenie, trebuie să facă ordine. Acestea sunt nevoile principale a berbecilor. Dom'le, trebuie să facem ordine, trebuie să facem curățenie, trebuie să stabilim prioritățile, iar dacă ei decid că n-au cu cine să meargă la drum, s-a terminat. Iar berbecul, dacă spune că s-a terminat, de data aceasta chiar s-a terminat. Deci berbecii sunt în punctul în care trebuie să tranșeze niște parteneriate, niște asocieri, niște colaborări, astfel încât ei să meargă liniștiți înainte și să nu mai aibă niște griji. Sentimentul acesta de despovărare este principal pentru berbeci în săptămâna 7-13 februarie. Ei pur și simplu caută oameni pe care să se poată baza și au tendința de a fi extrem de agresivi cu oamenii pe care nu se pot baza, care nu știu promisiunea și mai ales care nu respectă termenele la timp. E vorba despre timp. Relația cu timpul este predominantă pentru berbeci săptămâna aceasta, așa că e bine în compania berbecului să fim punctuali, să fim clari, să fim concizi, să fim organizați, structurați și să nu provocăm. Pentru că altfel berbecul este gata oricând de ripostă. Taurii în săptămâna 7-13 februarie primesc trigoane. Trigoane de la planetele din Capricorn, Marte trigon cu Uranus, Mercur trigon cu nodul Nord. Așa că nativii Taur
sunt într-o dispoziție afectivă, dar mai ales mentală, extrem de echilibrată. Săptămâna aceasta, taurii au idei foarte bune, unele dintre ele geniale, strălucitoare, și au o capacitate foarte mare de a descurca niște ițe încurcate. Taurii găsesc soluții. Taurii găsesc în al 24-lea ceas o rezolvare. Ei sunt oamenii care se pare acum, un foarte înalt grad de expertiză, și taurii sunt căutați tocmai pentru probleme foarte grave, foarte grele. Ceea ce nu pot să rezolve alții, în săptămâna 7-13 februarie poate să rezolve taurul. Să mai spunem că ei sunt acum foarte avantajați în ceea ce privește comunicarea, studiile, relațiile cu străinii, dar și examenele. Taurii au succes, au o foarte mare capacitate de asimilare. Unii tauri s-ar putea să se apuce de învățat, alții s-ar putea să se apuce de citit, să descopere o carte, să-și cumpere o carte, să dea peste un autor și să nu poată să-l lase din mână. Este o săptămână în care taurii se întâlnesc cu un mentor. Ei dau peste cineva de la care au ceva de învățat sau cu care simt ei că rezonează. De exemplu, intră pe YouTube unii tauri și găsesc niște înregistrări cu cineva care povestește ceva, care are un podcast, care are o emisiune, și ei nu se pot dezlipi. Este o săptămână în care taurii s-ar putea să facă adicție, deci s-ar putea să devină dependenți de o sursă de informare sau de o informație în sine. De exemplu, unii tauri descoperă săptămâna aceasta astrologia și ei o săptămână nu stau decât să citească astrologie. Sau, după cum spuneam, descoperă o emisiune înregistrată pe YouTube și se uită la toate înregistrările, sau descoperă, de exemplu, un film serial și între 7 și 13 februarie n-au altă treabă decât să-l vadă de la cap la coadă. Deci foarte mare atenție pentru tauri săptămâna aceasta, pentru că ei s-ar putea lăsa absorbiți într-o singură direcție și să uite de tot ceea ce este înconjurător. Deci în afară de ceea ce îi pasionează cu totul și îi acaparează integral, taurii consideră că tot orice altceva este secundar. Așa că este o săptămână în care cei din preajma taurilor s-ar putea simți neglijați, ignorați, hello, mai sunt și eu pe aici, bagă-mă și pe mine în seamă, dar taurul nu și nu, el nu vede decât televizorul, nu vede decât cartea, nu vede decât înregistrarea pe YouTube. Între 7 și 13 februarie, iată, nativii taur reușesc să se relaxeze, să își găsească o ocupație sau o activitate prin care să își crească starea de spirit. Mai există încă un risc, acela ca taurii să devină la rândul lor propovăduitori a informației pe care o primesc. De exemplu, există riscul ca un taur care se apucă de astrologie să îi nebunească pe cei din jur cu astrologia, să le facă astrogramele, să le explice cum funcționează astrologia, adică taurii riscă și să încalce liberul arbitru. Sau un taur s-ar putea să descopere principiile fizicii cuantice și la orice întâlnire ei trebuie să le bage altora pe gât ce au descoperit, să le explice cum funcționează legile universului din perspectiva fizicii cuantice. Așa că, dragi tauri, calmați-vă. Înțelegem relația aceasta personală cu un mentor, cu un model de urmat de la care aveți ceva de învățat, dar poate că e bine ca multă informație să rămână doar pentru voi, iar ceilalți să nu o primească decât la cerere, pentru că altfel taurii s-ar putea să fie percepuți drept persoane foarte solicitante și foarte persuasive, astfel încât îți vine să îi ocolești doar să fii lăsat în pace. Gemenii, în săptămâna 7-13 februarie, sunt puși în legătură cu banii altora. Gemenii rulează bani, gemenii primesc bani, fac foarte multe plăți, este vorba despre tranzacții comerciale, este vorba despre planuri legate de business, este vorba despre relația cu băncile, este vorba despre relația cu
cadrul legislativ, unii gemeni își pun problema cum să vindă, să vândă o proprietate sau să cumpere un anume bun. Ce să mai, banii sunt principala preocupare, bani care și vin, dar care clar trebuie reinvestiți. În săptămâna 7-13 februarie există un aspect reconfortant care ține de anturajul gemenilor și mai ales de oamenii pe care gemenii se bazează. Se instalează în viața acestor nativi un sentiment de liniște datorită faptului că ei simt că spatele lor este acoperit. Gemenii care sunt o zodie, să spunem, volatilă, versatilă, care experimentează de foarte multe ori instabilitatea, în săptămâna 7-13 februarie simt că au rădăcini, simt că au pe cine să conteze, simt că sunt la locul lor și că n-au niciun fel de grijă a zilei de mâine sau grijă materială sau grijă emoțională. Grijile gemenilor se dizolvă întrucât ei sunt în compania potrivită sau aparțin unui mediu care îi securizează. De exemplu, gemenii se simt inatacabili, se simt invulnerabili pentru că cunosc pe cineva foarte important, foarte puternic, care întotdeauna poate să le ia apărarea sau să dea un telefon pentru ei sau să pună o vorbă bună. Este vorba despre faptul că în săptămâna 7-13 februarie, pe de o parte, iată, gemenii intră în legătură cu oameni importanți, cu oameni de putere, cunosc persoane aflate în funcții. N-ar fi exclus ca unii gemeni să fie contactați de anumite persoane care joacă un rol important în sensul de consiliere sau de colaborare. Acum nu toți gemenii pot să devină agenți secreți sau spioni. Dar cu toate acestea, gemenii sunt tatonați de anumite persoane care îi apreciază pentru probitatea profesională, pentru integritatea umană și care văd în gemeni oameni de nădejde. Celălalt aspect, care este și cel principal, cu care am și început discuția pentru nativii gemeni, este legat de situația financiară, care este din ce în ce mai îmbucurătoare, tot prin anturaj sau prin bună asociere. Gemenii asistă săptămâna aceasta la creșterea salariului partenerului sau partenerei, asistă la o îmbunătățire a situației materiale a omului pe care contează. De exemplu, gemenii stau în casă cu unul dintre copii și copilul respectiv poate să contribuie mai mult la cheltuielile casei. Este o săptămână în care gemenii, de exemplu, pot să aibă parte de o colaborare cu cineva care vine și face o achiziție cu banii jos. Deci se înconjoară gemenii în săptămâna 7-13 februarie, pe de o parte de oameni importanți, aflați într-un rol de putere, pe de altă parte de oameni cu bani, sau de oameni cu posibilități materiale, sau de oameni care le garantează că spatele lor este acoperit, indiferent de situația lor. Așa că interesul acesta material, asocierile, parteneriatele sunt prioritare. Pentru gemeni contează în primul rând cu cine se află într-o combinație, pentru că cealaltă parte chiar are cu ce. Deci ei atrag chiar oameni care sunt de nădejde în viața lor. Mai există și un aspect care ține de zodia Taurului, care primește două trigoane, zodie care este a 12-a în ordine pentru gemeni și care ne spune că acești nativi se pregătesc pentru un deznodământ, se pregătesc pentru o invitație, se pregătesc pentru o ofertă și este bine să pentru ei mai degrabă să lase lucrurile să se întâmple, deci atât vorbim despre o zodie care este puțin din tiparul acesta general de acțiune. La gemeni, acțiunea trebuie să vină doar în momentul în care ușa este deja deschisă. Gemenii nu prea obțin ceea ce își doresc,
și nici nu e bine să încerce să forțeze lucrurile, dar e bine să profite de ceea ce li se propune. Așa că acțiunea la Gemeni este condiționată săptămâna aceasta de părerea celorlalți, de ceea ce vine spre ei. Așa că Gemeni e bine să apuce ceea ce vine spre ei, ceea ce li se dă, și nu este deloc înțelept să se încăpățâneze, să facă lucrurile în felul lor. Este o săptămână în care atitudinea pacifistă și cooperantă le aduce acestor nativi foarte multă liniște. Racii, între 7 și 13 februarie, se bucură de prezența celor patru planete în semnul Capricornului, în casa relațiilor, în semnul opus, deci peste drum, cu singura mențiune că de data aceasta chiar se bucură. Dacă până acum planetele din Capricorn aduceau foarte multă intensitate în relații și foarte multe experiențe limită sau experiențe la limită, la limita dintre a continua relația și a rupe relația, a continua căsnicia și a rupe căsnicia, a păstra un client, a renunța la un client, în săptămâna 7-13 februarie, racii constată că furtuna a trecut, constată că și atitudinea lor s-a mai schimbat. De fapt, se produc niște transformări atât în interiorul racilor, cât și în interiorul celorlalți. Armonia este o predispoziție a săptămânii 7-13 februarie pentru raci, din această dublă perspectivă, și racii se mai liniștesc pentru că ei și-au scos la suprafață ceea ce mocnea în interior și și-au exprimat emoțiile. Sperăm că au făcut asta la timp. Dar și ceilalți vin cu mâna întinsă spre nativii rac. Așadar, în săptămâna 7-13 februarie, racii beneficiază de momente de acalmie, de momente de liniște, de planuri în doi. Viața de cuplu se resuscitează, unii rași s-ar putea să întâlnească pe cineva interesant dacă sunt singuri și își doresc pe cineva în viața lor. Iar dacă este vorba despre parteneriate și colaborări și asocieri și relații între colegi, sau dacă este vorba despre contracte, racii au șansa de a fi extrem de compatibil cu ceea ce li se propune, de a fi oamenii potriviți la locul potrivit. De aceea există un caracter privilegiat al săptămânii 7-13 februarie pentru raci. Ei sunt favoriții, ei sunt răsfățații, ei sunt primii la care cineva se gândește dacă există, de pildă, un post vacant. Singura diferență sau singura problemă, deși nu este o problemă, singura chestiune, să spunem, este aceea că racii nu prea pot să controleze circumstanțele, adică racii s-ar putea să obțină, dar nu chiar ce vor ei, sau s-ar putea să obțină ce vor ei, dar nu chiar atunci când vor ei, sau s-ar putea să facă niște concesii. Este o săptămână în care racilor s-ar putea să li se propună un compromis, s-ar putea să li se propună o variantă indirectă, sau s-ar putea să li se propună o înțelegere. O înțelegere prin care să o dea cotită, să se scarpine după urechea dreaptă cu mâna stângă, sau să primească o amânare sau să accepte o poziție provizorie până când timpul va permite ca lucrurile să o ia pe un făgaș direct. Deci asta este și o săptămână a stilului indirect, dar care racilor le convine pentru că urmează pentru ei o perioadă în care vor dispune mai mult de timpul lor și vor avea mai puține responsabilități. Deci atât faptul că racii se degrevează de niște responsabilități încununează ultimele luni de zile în care acești nativi au fost la foc continuu, au fost presați, au fost calul de bătaie al zodiacului în multe aspecte
și au fost întotdeauna la mâna altora. Din pricina acestor planete care au tranzitat semnul opus. Deci este o săptămână în care racii au certitudini, au claritate și se bucură de aranjarea lucrurilor într-o direcție la care și ceilalți conspiră ca să le fie lor bine. Leii în săptămâna 7-13 februarie au și ei în continuare planete în casa relațiilor, în casa parteneriatelor vis-a-vis de ei. În vărsători este atât Soarele cât și Saturn. Numai că leii sunt oricum mai pașniși, sunt mai contemplativi, sunt mai obiectivi în această perioadă. Ei sunt într-un fel de expectativă. Leii sunt foarte greu de impresionat acum și sunt foarte greu de atras în ceva categoric. Este o săptămână în care acești nativi se bucură de ceea ce este, plutesc puțin pe deasupra lucrurilor și în general se feresc de emoțiile foarte intense, spre deosebire de alte zodii, mai ales că este o săptămână a rutinei, planetele din Capricorn pentru lei aduc foarte multă muncă, foarte multă atenție la detalii, treabă prin casă, rapoarte de făcut. Există foarte multe situații de detaliu pe care leii l-au neglijat și de care în continuare trebuie să se ocupe. Acesta a fost și un registru al săptămânilor anterioare. Deci leii trebuie să ia din urmă și să ajungă la zi cu treburile nefăcute, cu dosarele incomplete. În săptămâna 7-13 februarie este un fel de încununare a sfârșitului unor treburi neterminate. În sfârșit leii termină o treabă. În sfârșit, de exemplu, le vine mobila pe care au comandat-o acum 3 luni. În sfârșit reușesc să facă curățenie într-un dulap. În sfârșit reușesc să pună la punct dosarele dintr-un sertar. Deci munca este cea care îi ordonează pe nativii lei. Veștile bune vin în continuare acolo unde ei au așteptat foarte mult în ceea ce privește starea de sănătate. Lei remarcă, am stabilit de săptămâna trecută, o îmbunătățire a stărilor generale după ce au fost extrem de vulnerabili. Aceste vulnerabilități vor mai apărea în continuare pe parcursul anului 2022, dar deocamdată lei trec printr-o etapă stabilă, nu se mai enervează atât de ușor, nu se mai simt la fel de stresați. Se concentrează pe scopuri, se concentrează să facă treaba bine și, după cum am spus, îi interesează mai puțin ce este în jurul lor. Această centrare pe sine, această concentrare pe scop, această hotărâre de a duce la bun sfârșit ceea ce au de făcut, îi ferește pe lei de alte complicații. Deci este o săptămână în care lucrurile merg destul de simplu pentru cei născuți în această zodie de la punctul A la punctul B. Este o săptămână în care ei nu vor bătăi de cap, vor ca lucrurile să iasă bine, iar ei să fie lăsați în pace. Probabil reacționează destul de dur sau chiar agresiv la solicitări absurde, iraționale. Dacă leul îi se cere ceva peste puterile lui sau din afara zonei lui de confort, de către soț, de către soție, de către copil, atunci leul s-ar putea să riposteze, așa că e bine să nu întrecem măsura săptămâna aceasta, dacă vrem ca leul să fie blând. Leul care este provocat va putea săptămâna aceasta, dacă este cazul, să impună limite, să spună nu sau chiar să își ascută ghearele. Fecioarele, în săptămâna de la jumătatea lunii februarie, au numai motive de bucurie, pentru că Mercur, guvernatorul lor, alături de toate celelalte planete principale, se află în mers direct și nu oriunde, ci în casa 5-a a iubirii, chit că în conjuncție cu Pluto. Este săptămâna declarațiilor de dragoste pentru nativii fecioară, declarații de dragoste pe care ei le fac oamenilor dragi. Prietenul meu de suflet, fecioară, de exemplu, din când în când îmi scrie: Valeriu, te iubesc. Deci probabil între 7 și 13 februarie voi avea declarații de dragoste zilnice de la el.
aceste declarații, iată, nu se rezumă la partener, la soț-soție, există un fel de iubire universală pe care fecioarele o resimt acum. Este o stare de pace, de prea plin, de bucurie sufletească pentru nativii fecioară, care reușesc să vadă partea pozitivă a lucrurilor, care reușesc să se poziționeze într-o zonă de recunoștință și să accepte foarte multe lucruri care înainte le dădeau bătăi de cap și chiar au pentru ce să fie recunoscători nativii fecioară. Săptămâna aceasta lucrurile se rezolvă în avantajul lor și în avantajul persoanelor dragi. De aceea fecioarele se bucură pentru ele, se bucură pentru partenerilor, se bucură pentru copiilor, se bucură pentru o rudă, pentru un prieten. Este o săptămână în care nativii fecioară pot să aibă succes cu copiii sau prin intermediul copiilor, pot să vadă cum se rezolvă o chestiune care i-a preocupat din viața uneia dintre copii sau dintre nepoți. De asemenea, nativii fecioară sunt extrem de creativi. Ei pot să aibă idei geniale, ei pot să găsească soluții miraculoase la niște probleme foarte grave. Ei pot să ducă la bun sfârșit un proiect, pot să încheie cu succes ceva care le-a dat emoții. Mai mult de atât, în săptămâna 7-13 februarie, fecioarele sunt în rolul de profesor, de mentor, de instructor, de formatori. Ei pot să susțină o prezentare, pot să fie supervizor pentru cineva în activitatea lor profesională. Ei sunt încununați de succes prin faptul că sunt recunoscuți în calitate de mentori. Deci nu doar îi învață pe alții fecioarele, ci devin instructori, devin traineri, își cresc aria de acoperire. Unele fecioare s-ar putea, după cum spuneam, să țină o prezentare, să fie pe scenă, să facă o declarație publică, să posteze o filmare, să se expună fără jenă și fără reținere, să anunțe că urmează să susțină un curs. Deci fecioarele au o săptămână a relațiilor educative cu ceilalți. Ei sunt foarte buni, ele sunt foarte buni educatori săptămâna aceasta. Ceilalți cer părerea fecioarelor, cer sfatul de la fecioară și o primesc într-un mod cât se poate de pertinent. Așa că nici nu dorim să spunem mai multe care să întineze zâmbetul de pe buze al fecioarelor, pentru că fecioarele trec printr-o etapă destul de fastă în care au impresia că lucrurile sunt așezate exact așa cum ar trebui să fie așezate, iar acolo unde nu este chiar totul la modul ideal, fecioara reușește să vadă ceea ce este în avantajul său. Deci este o săptămână în care nativii fecioare nu mai caută nod în papură, ci încearcă să se concentreze pe aspectele care le aduc lor împlinire și mai puțin pe ceea ce reprezintă gol și lipsă. Iată, o fecioară recunoscătoare și bucuroasă este o fecioară fericită în săptămâna 7-13 februarie. Balanțele între 7 și 13 februarie nu sunt nici ele extrem de deranjate de către tranzitele planetare. Venus, stăpâna zodiei lor, stă în continuare, bine mersi, în Capricorn, în casa a patra și anunță plăceri domestice, preocupare pentru casă, preocupare pentru reparații, pentru investiții. Este o săptămână destul de rutinată în viața balanțelor, în care foarte multe balanțe trebuie să aibă grijă la relațiile cu instituțiile sau la relațiile cu diferite forme de ancorare în realitate. De exemplu, balanțele e bine să fie atente dacă nu cumva expiră săptămâna aceasta o asigurare, o poliță, un certificat, o diplomă, un angajament. Este o săptămână în care balanțele pun la punct relația lor cu diferiți furnizori de servicii. Unele balanțe s-ar putea să negocieze un contract la cablu, la energie electrică. Deci toate inițiativele balanțelor au darul de a eficientiza
activitatea la ele în casă. Balanțele, mai mult de atât, funcționează foarte bine în rolul de părinte. Așa că există o atenționare pentru acești nativi, pentru că foarte multe balanțe s-ar putea să se pună într-un rol pe care nu-l au. Din prea multă grijă, unele balanțe s-ar putea să dea sfaturi care nu sunt cerute, s-ar putea să se dea cu părere atunci când nu trebuie, s-ar putea să ia asupra lor rezolvarea unei probleme care nu este în sarcina lor. Deci atenție foarte mare la balanțele care joacă săptămâna aceasta rolul de mamă a răniților sau de tată al răniților, pentru că nu este cazul. Este bine ca balanțele să înțeleagă care este locul lor și mai degrabă pe ceilalți să îi încurajeze. Altfel, balanțele riscă să fie hiperprotectoare și sufocante, de exemplu cu proprii copii sau chiar cu copiii altora, s-ar putea să-și dorească să le dea cu lingurița mâncare, să le și mestece. Până la acest nivel de lipsă de autonomie s-ar putea să meargă balanțele, pentru că balanțele simt nevoia să se simtă, să fie importante și să fie apreciate ca fiind utile. Așa că balanțele, e bine că fac ceea ce fac, dar cu măsură. Iar în săptămâna 7-13 februarie este bine să evite conflictele, pentru că, de exemplu, mai ales în relația dintre părinți și copii, dacă și nepoții sunt implicați, acolo s-ar putea să izbucnească tot felul de tensiuni, pentru că bunicul balanță are o părere despre educația nepotului, iar copilul bunicului balanță are o altă părere și atunci ar putea să existe niște divergențe în familie în legătură cu viziunea educațională sau în legătură cu viziunea despre anumite investiții sau proiecte. Așa că, dragi balanțe, e bine să nu vă dați cu părerea dacă nu vreți să puneți gaz pe foc în săptămâna 7-13 februarie și să îndepărtați niște persoane din viața voastră. Balanțele e bine să-și vadă de liniștea lor, de confortul lor, de ritmul lor, pentru că starea lor generală, inclusiv cea de sănătate, este spre bine, balanțele pot să își îndeplinească cu succes niște scopuri, pot să obțină niște rezultate dorite și pot să aibă succes la public. Balanțele sunt bine primite pe oriunde se duc, au parte de oameni binevoitori, așa că e bine să se concentreze pe ceea ce au de rezolvat pentru propria persoană și mai puțin pentru ceilalți. Scorpionii, între 7 și 13 februarie, sunt pe drumuri, sunt peste tot și nicăieri, sunt foarte activi, sunt foarte energici și chiar împrăștiați pe alocuri. Scorpionii trebuie să învețe să se oprească, să se potolească, pentru că nu prea își trag sufletul săptămâna aceasta, parcă nu le ajunge locul de muncă și mai vor să-și iau activitate suplimentară. Este exact ca în modelul de profesor care face meditații în timpul liber. Nu se satură de muncă, nu se satură de drumuri. Parcă nici n-au timp să stea pe loc scorpionii. Ei tot timpul au ceva de făcut. Sau tot timpul le mai vine o idee. Problema nu este asta. Problema este că scorpionii sunt extrem de persuasivi și pun foarte multă presiune pe ceilalți și îi antrenează în proiectele lor. Așa că un scorpion care zice hai să facem, este un scorpion care nu te lasă până când n-ai făcut, atenție, ceea ce a zis el. Nu pot să iasă decât foarte greu și conștient scorpionii săptămâna aceasta din acest rol dominator, din acest rol nu de lider, ci de șef. Așa că scorpionii trebuie înțeleși ca atare, mai ales cei care consideră că horoscopul este o prostie și că ei deja sunt pregătiți din toate punctele de vedere să facă față vieții. Mai ales că foarte mulți scorpioni vor refuza săptămâna aceasta să se conformeze la așteptările celorlalți. De exemplu, familia s-ar putea să-i spună scorpionului, da, mai stai, da, mai stai și tu cu minte, mai stai și tu pe acasă. Iar replica invariabilă a scorpionului între 7 și 13 februarie va fi eu ăsta sunt sau eu asta sunt, dacă nu-ți place, n-am ce să fac, eu nu mă schimb. Deci scorpionul este extrem de ferm, este rigid, este conservator și funcționează pe principiul asta avem, asta mănânci, de exemplu, dacă te duci la el acasă.
prea puține opțiuni sunt pe lângă Scorpion. El, după cum am spus, nu se poate abține să nu dea direcția și nu se poate abține să-i bage pe ceilalți pe șinele lui. Este expresia aceea din limba engleză care zice take it or leave it. Adică ori o iei pasta, ori o lași și te duci acasă. Altceva nu avem, după cum vă spuneam, apropo de atitudinea Scorpionului în relația cu mâncarea. Vine copilul și întreabă ce avem la masă și Scorpionul îi zice ciorbă de fasole și mâncare de mazăre. Și copilul îi spune Scorpionului nu-mi place. Și Scorpionul zice asta avem, eu altceva nu-ți fac. Vrei bine, nu, mor de foame. Deci, foarte tranșanți sunt Scorpionii acum, foarte categorici, nu prea este loc de întors cu ei, nu prea se poate negocia. Mai ales că ei, pur și simplu, nici n-au timp de negociere. Adică ei funcționează după niște tipare prestabilite și dau foarte multe sarcini, pasează responsabilitățile, adică sunt foarte buni lideri din punctul acesta de vedere. Ei știu să delege, dar, bineînțeles că sunt extrem de exigenți cu rezultatul, adică ei și evaluează să vadă. Ai făcut ce ai spus? Așa că foarte mulți scorpioni vor avea discuții extrem de tensionate cu cei care nu se țin de cuvânt, care nu duc lucrurile la bun sfârșit sau pe care constată ei că nu se pot baza. Scorpionul este una dintre zodiile pentru care previziunile acestea numerologice legate de alinierea numărului 2 vin mănușă, pentru că scorpionii în intoleranța lor simt nevoia să facă o curățenie generală a anturajului și ei nu lasă acum nimic nerezolvat. Scorpionii simt nevoia să spună verde în față, să se ducă peste părinți, să se ducă peste parteneri, să se ducă peste colegi și să se impună, să-și exprime emoțiile și să nu mai țină nimic în ei. Așa că exteriorizarea, extrovertirea sunt trăsăturile de bază ale săptămânii 7-13 februarie pentru acești nativi, cu mențiunea că scorpionul când deschide gura, atenție, s-ar putea să fie balaur sau măcar dragon și să scuipe foc. Săgetătorii în săptămâna 7-13 februarie sunt pe cai mari. Ei rulează bani. Ei pot să facă bani, discută despre bani, sunt preocupați de situația materială, de situația financiară și s-ar putea să aibă norocul unui concurs de împrejurări care să le aducă din nou bani. De exemplu, se eliberează o poziție și săgetătorul este favoritul. Sau, de exemplu, unii săgetători sunt în sfârșit remunerați pentru o muncă, pentru o jumătate de normă, de exemplu, în plus pe care o aveau de nu știu cât timp, deci sunt remunerați pentru o muncă pe care oricum o făceau. Este o săptămână în care nativii săgetători primesc validare și recunoaștere, iar această validare se face prin recompensă, prin recompensă materială, prin recompensă financiară. De săgetătorii săptămâna aceasta, atenție, se simt iubiți dacă sunt răsfățați, dacă primesc cadouri sau dacă primesc bani. Așa că ar fi bine să se meargă cu plicul cu bani la săgetători sau cu un cadou, deci nu deschizi ca regulă. Nu deschizi săptămâna aceasta ușa cu mâna. La săgetători se deschide ușa cu capul, trebuie să-i duci ceva. Este o perioadă în care săgetătorii simt nevoia să fie răsfățați, simt nevoia să se alinte. Este și o perioadă în care unii săgetători pur și simplu intră într-o regresie, se întorc la statutul de copii și vor să-i mângăie mama pe creștet, vor să vină Moș Crăciun în fiecare zi. Și ce credeți? Săgetătorii au atâta noroc încât într-adevăr se găsește cineva care să le facă zilnic daruri sau care să-i bage în seamă, să le dea atenție și să le gâdile auzul și simțurile. Sunt extrem de preocupați nativii săgetători de tot ce este calitate, de tot ce este senzorialitate. Ei vor lucruri fine, vor lucruri scumpe, vor să atingă, vor să pipăie. Nu prea sunt fani ai cumpărăturilor online acum. Aceasta este o mențiune specială pe care trebuie să o facem pentru săgetători. Ei au nevoie de contact direct.
Și atunci foarte mulți săgetători preferă să iasă, preferă să meargă, preferă să vadă cu ochii lor sau să pună cu mâna lor. Deci nu vor avea încredere într-o roche, de exemplu, că este din satin, până nu se duc la magazin să pună mâna pe ea și să o cumpere. De săgetătorul săptămâna aceasta vrea să se convingă, așa că el iese din această rutină a online-ului, iese din bârlogul lui și, indiferent cât de incomod i-ar fi, el este pregătit să facă niște gesturi prin care să ia contact direct cu realitatea. De exemplu, săgetătorii vor spune: stai acolo că vin să văd. Deci ei nu funcționează la corespondență, ei trebuie să-l vadă pe om, el trebuie să-l simtă, ei trebuie să aibă întâlniri față în față. Și la săgetători, iată că săptămâna 7-13 februarie are acest iz de odinioară, pentru că ei nici nu prea țin cont de reguli, nici nu prea țin cont de restricții de obicei, sau, în ciuda recomandărilor, săgetătorii manifestă foarte mult curaj. Își pun masca pe gură și asta este, mai bine ne vedem față în față decât să ne vedem prin intermediul ecranului. Deci săgetătorii preferă această formă de manifestare fără bariere, fără metode indirecte, prin care, bineînțeles, respectând protecția recomandată, își asumă toate celelalte consecințe. Deci, nu prea pot fi ținuți pe loc săgetătorii, nu prea fi convins să nu facă anumite lucruri, pentru că ei sunt impetuoși, vor să se ducă, vor să vadă, vor să facă. Și de asemenea, după cum spuneam, este o săptămână în care ei primesc. Ei primesc vizite, ei primesc oameni în casa lor, iar dacă vine cineva la săgetători, normal, regulă, nu vii cu mâna goală. Așa că săgetătorii se simt răsfățați, sunt gazde bune toată săptămâna, sau dacă pleacă undeva, la fel, nici ei nu se duc cu mâna goală. Este o săptămână a darurilor și a serviciilor pe care săgetătorii le primesc și le dau și la schimb. De asemenea, s-ar putea să fie o săptămână în care unii săgetători să simtă nevoia de familie extinsă, să simtă nevoia să se vadă cu rude pe care nu le-au văzut mai de mult, eventual să facă o călătorie și să facă un fel de reuniune. Poate unii săgetători plănuiesc chiar un fel de petrecere, bineînțeles, în măsura în care este posibil. Capricornii, cu atâtea planete în semnul lor, în continuare 4 și în săptămâna aceasta, sunt tot în prim plan, pentru că este aproape imposibil, dar atenție, aproape imposibil ca unui capricorn să îi se refuze ceva în condițiile în care cererea lui este legitimă. Deci niciun capricorn care cere ceva ce este al lui, ce este de drept în posesia sa sau care îi se cuvine, nu are cum să nu își atingă scopul. Atenție la cererile iraționale sau la cererile prin care capricornii forțează mâna altora, forțează nota sau se încăpățânează să obțină acum ceva ce nu se poate. Acolo lucrurile stau diferit. Dar iată că recomandarea principală pentru capricorni în săptămâna 17-13 februarie este să ceară ceea ce este al lor. Să bată la ușa șefului și să solicite mărirea de salariu promisă. Deci săgetătorii, iertați-mă, tream în trecut, era la capricorni. Capricornii în săptămâna 7-13 februarie își amintesc de tot ceea ce li s-a spus că se va întâmpla și nu s-a întâmplat. Sunt într-un fel de regresie. Capricornii se întorc în timp, ei contemplă la realitatea propriei vieți și își aduc aminte. Parcă mi-a spus cineva că o să facă ceva și n-a făcut. Ia să pun mâna pe telefon să-l sun. Parcă a zis cineva că mi-aduce cartea înapoi. Nu mi-a adus-o. Unde ești? Adun cartea înapoi. Deci este o săptămână în care capricornii își aduc aminte de toate datoriile celorlalți și de toate promisiunile. De asemenea, există și la acești nativi nevoia de a corecta niște relații prin promisiuni pe care trebuie să le ducă la bun sfârșit.
Capricornii nu uită nici ei ce au promis, nu uită ce au zis că fac. Și percep, iată, relațiile în termenii unui schimb care ține de bună înțelegere și de angajamente. Deci, practic, câtă vreme nativii Capricorn își asumă responsabilități pe care le duc la bun sfârșit, au și pretenția ca ceilalți să facă același lucru. Dacă nu se întâmplă, nu-i nimic, Capricornul va pune presiune, va da telefon, va exercita o formă de autoritate și, printr-un mijloc sau altul, va reuși să obțină ceea ce este al lui. Altfel, Capricornii, bine, ei de felul lor sunt discreți și nu sunt dintre aceia care strigă după tine pe stradă: hei, nu mi-ai dat banii înapoi. Dar în săptămâna 7-13 februarie s-ar putea să facă o excepție și s-ar putea să facă publice anumite nemulțumiri. Adică nu este exclus ca unii capricorni să apeleze la interpuși, să sune, de exemplu, soția sau soțul celui care îi datorează bani, să-i spui, bărbatul tău nu mi-a dat banii înapoi. Fă ceva. Deci acționează pe la spate unii capricorni în cazul în care nu se întâmplă direct ceea ce trebuia să se întâmple. Așa că în săptămâna 7-13 februarie se pare că pentru capricorni scopul scuză mijloacele. Ei vor găsi până la urmă o cale să obțină ceea ce este al lor. Dar atenție, doar ceea ce este al lor. Mai mult de atât, este o săptămână în care relația cu banii se înviorează, este o săptămână în care capricornii pot să câștige o sumă de bani, pot să se bucure de niște privilegii financiare sau pot să aibă parte de o reducere a unei dobânzi sau de o micșorare a unei facturi. În orice caz, s-ar putea să le intre mai mulți bani în buzunar, poate nu prin venituri mai mari, ci prin faptul că li se reduc anumite cheltuieli. Per total, în săptămâna 7-13 februarie este important să ne amintim de tot ceea ce le-am promis capricornilor. Așa că fiecare să-și facă procesele de conștiință și să se gândească dacă nu cumva au vreo restanță și invers, dacă nu cumva capricornul are o restanță la ei, pentru că lucrurile se vor stabiliza. Vărsătorii, între 7 și 13 februarie, deși soarele este în semnul lor, deși ar trebui să fie vizibil, deși teoretic ar trebui să aibă o nevoie foarte mare de expunere, de socializare, în practică sunt mai rezervați, sunt mai prudenți, sunt mai ascunși, întrucât cele patru planete din semnul Capricornului le dau alte interese sau le dau interesele peste cap. Dacă ne amintim, anul trecut pe vremea aceasta aveam numai puțin de 6 planete în semnul Vărsătorului. Deci acum un an de zile în Vărsător erau 6 planete. Acum în Vărsător avem doar 2 planete, avem Soarele, pentru că el tranzitează în această perioadă Vărsătorul, și îl mai avem pe Saturn. 4 planete sunt în Capricorn. Această combinație îi face pe nativii Vărsători în săptămâna 7-13 februarie mai puțin entuziaști și mult mai responsabili. Vestea bună este că ei sunt și mai puțin revoltați. Intrarea lui Marte în Capricorn i-a activat pe Vărsătorii care au tot amânat un deznodământ, au tot amânat o discuție. Marte în casa 12-a, casa 12-a înseamnă Capricornul pentru Vărsători, aduce explozii, crize de furie, aduce manifestări uneori de-a dreptul violente, pentru că ies la suprafață lucruri care nu mai pot fi controlate. Unii Vărsători încă nu și-au consumat această energie. Unii Vărsători încă nu s-au dat în spectacol și nu s-au destrăbălat, să zicem, la gură. Alții însă deja au făcut-o, majoritatea au făcut-o deja, și întrucât planetele din Capricorn fac săptămâna aceasta trigoane cu planetele din Taur, este de așteptat ca Vărsătorii să fie mai calmi, mai calzi, mai moderați, mai ponderați. În săptămâna 7-13 februarie,
vărsătorii e bine să se aștepte la mai multă liniște și la o preocupare față de rutina zilnică, față de ziua de mâine și față de responsabilitățile pe care le au. În săptămâna 7-13 februarie s-ar putea să se clarifice niște situații care nu au avut rezolvare. S-ar putea ca unii vărsători în sfârșit să reușească să dea o formă unor aspecte incerte din viața lor. În sfârșit s-ar putea ca unii vărsători să aibă certitudini. Pentru unii s-ar putea încheia o etapă de viață dificilă. Unii vărsători au de luat niște decizii în legătură cu bunul mers al vieților personale, al vieților profesionale, al vieților de familie și aceste decizii cumva se iau cu sau fără implicarea vărsătorului în săptămâna 7-13 februarie. Mai mult de atât, este o săptămână în care vărsătorilor li se cere să aștepte, li se cere să privească, li se cere să-și folosească atitudinea lor detașată și în acceptare, pentru că lucrurile pe care nu pot ei să le împingă de la spate vor veni singure spre ei. Deci iată că în săptămâna 7-13 februarie vărsătorii tot ce trebuie să facă este să stea cu minți și să aștepte ca lucrurile să iau o întorsătură favorabilă pe care ei să nu trebuiască să o influențeze. Deci în săptămâna 7-13 februarie vărsătorii care se încăpățânează, vărsătorii care forțează lucrurile, nu prea reușesc să obțină ceea ce își doresc. Dimpotrivă, succesul este a celor care așteaptă, stau la pândă ca tigrul în al cărui an al intrat. Vărsătorii au succes dacă speculează oportunitățile și dacă primesc ofertele și invitațiile care vin spre ei. Deci, cumva, se rezolvă foarte multe necunoscute, se liniștesc foarte multe ape pentru vărsători pe toate planurile în săptămâna 7-13 februarie, numai că lucrurile vin de la sine. Iată, vorbim despre o altă zodie care este în contratimp și în contradicție cu vibrația generală a anului chinezesc. Am spus că tigrul este un animal de acțiune. Vărsătorii oricum sunt în contradicție și sunt pe dos, așa că nici nu ne așteptam să fie ei în ton cu mersul lucrurilor, cu mersul lumii. La vărsători se întâmplă tocmai invers. Ei trebuie să aștepte, să stea cu minți, să stea la pândă ca tigrul și să vadă ce se poate face. Pentru că deciziile se iau peste capul lor și vărsătorii trebuie să accepte că ei cu mintea lor nu pot să gândească rezolvarea care în realitate vine de la sine și mult mai bine decât ar fi putut ei să o conceapă. Deci, practic, vărsătorii nu trebuie să facă nimic decât să asiste, decât să participe și să facă ceea ce au de făcut, să-și facă datoria, să-și facă treaba și mai departe să aibă încredere că astrele lucrează în favoarea lor și ce credeți, chiar așa și este, mai ales că inclusiv din punct de vedere financiar, vărsătorii se pare că au o săptămână de achiziții, de acumulări, de flux financiar. Așa că grijile lor materiale și emoționale sunt asigurate, sunt păzite, iar ceea ce nu pot să facă ei de bunăvoie se întâmplă fără pagube și se întâmplă fără ca acești nativi să fie nevoiți să intervină. Așa că vărsătorii se bucură de o săptămână de liniște după o perioadă foarte furtunoasă. Peștii în săptămâna 7-13 februarie, în schimb, spre deosebire de vecinilor de zodie, vărsătorii, cărora le recomandăm să stea cu minții acolo în păpușoi, în banca lor, peștii dimpotrivă se agită, tulbură apele, se enervează, dau pe din afară, spun tot ce au de spus, agită spiritele. Sunt niște agitatori peștii în săptămâna 7-13 februarie, pentru că ei reprezintă un factor de schimbare. Au niște idei sau au niște poziții care pot să dea peste cap un grup, care pot să
destabilizeze o întreagă echipă. Peștii au niște idei care îi pun pe ceilalți pe gânduri sau au niște intervenții sau au niște explicații sau au niște afirmații care seamănă zâzanie, care aruncă liniștea în aer. Deci, atât că nativii pești au capacitatea acum de a împărți lumea în jurul lor în două tabere. Unii pro, alții contra. Peștii nu pot să fie plăcuți acum de toată lumea. Unii îi iubesc mai mult, alții mai puțin. Cert este că peștii nu pot să scape de a fi în centrul atenției. Ei și-ar dori să se bage precum struțul, să-și bage capul precum struțul în nisip sau să se ascundă precum o cârtiță, numai că cineva vine și trage afară. Peștii trebuie să dea explicații, peștii trebuie să ia o poziție, peștii trebuie să se pronunțe într-o speță. Este o săptămână în care foarte mulți pești au sentimentul că trebuie să facă ceva ce nu vor, să facă ceva ce nu le place, trebuie să dea un fel de declarație, trebuie să răspundă la o provocare, mai ales că ei sunt cei care au provocat inițial. Deci peștii care funcționează după principiul dă și fugi, nu prea pot să stea foarte mult ascunși, nu prea pot să fugă foarte departe pentru că sunt ajunși din urmă. Și de fapt acesta este contextul. Pe nativii pești îi ajung din urmă niște fapte sau niște vorbe pe care le-au rostit acum ceva timp. Așa că nativii pești trebuie să dea explicații, sunt convocați la un fel de consiliu, sunt convocați la o discuție, să clarifice ce au spus, să elucideze ceea ce a fost în capul lor atunci. Trecutul, iată, vine peste ei cu nevoia de a rezolva anumite chestiuni, iar pentru unii nativi pești, într-adevăr, se încheie un capitol de viață, se încheie o relație, se încheie prezența lor într-un loc, se încheie un stil de viață. Peștii în săptămâna 7-13 februarie se pregătesc să schimbe modul în care își trăiesc rutina zilnică, sunt pregătiți să schimbe programul de lucru, sunt pregătiți să facă anumite ajustări în orarul lor și ideea principală este că lucrurile nu se întâmplă în inițiativa lor. Peștii depind de alții. Peștii depind de familie, peștii depind de colegi, peștii depind de colaboratorilor, de șef, de clienți. Așa că este o săptămână a relațiilor de dependență și este o săptămână în care nativii pești nu vor sau nu au această plăcere, dar trebuie să se adapteze la niște circumstanțe pe care nu le pot controla. Este o săptămână în care peștii trebuie să accepte că lucrurile în anumite privințe nu vor fi la fel ca înainte. Și este o săptămână în care unii nativi pești, în anumite aspecte ale vieții lor, s-ar putea să fie nevoiți să se consoleze cu gândul că niciodată nu vor mai avea ce au avut sau că lucrurile nu vor mai reveni vreodată la un mers pe care și l-ar fi dorit ei sau pe care l-au trăit în trecut. Deci, în săptămâna 7-13 februarie, s-ar putea ca pentru mulți nativi pești să apară un moment de cotitură, s-ar putea să apară un baraj, s-ar putea să apară o linie de demarcație, o bornă la care peștii să se raporteze mult timp înainte și viața lor să se fi întâmplat într-un fel până în acest moment și în alt fel de la acest moment încolo. Deci atât că în săptămâna 7-13 februarie peștii separă trecutul de un viitor care va funcționa pe alte principii și pe o altă axă. Per total, pentru toate zodiile și pentru toate numerele despre care am amintit astăzi, săptămâna 7-13 februarie anunță redresare, anunță reinventare și anunță reașezare. Să stăm strâmb și să gândim drept și să ne bucurăm de toate beneficiile pe care le avem, să avem curajul de a vedea doar partea plină a paharului. S-a încheiat întâlnirea noastră de astăzi de la Cronicile Astrale pe Tele7 AVC. Ne revedem data viitoare!